În mijlocul suporterilor români, Leonardo Roftei. România n-a mai bătut Norvegia de 17 ani, de la un 3-1 la București, într-un meci amical de 4 iunie. Vedem 11-le României cu portarul Lobonț, contra Ienci, Chivu și Rat în defensivă. Pancu va juca pe dreapta, Rădoi și Șoavă la închidere. Adrian Ilie în partea stângă, atacanți Ganea și Mutu, cei doi care ne-au adus bucurie sâmbăta trecută la Craiova în meciul cu Bosnia. Star este Frode Olsen, Basma, Berg, Ronnie Johnson și Bergdolmo în defensivă. O surpriză, Johnson, Frode Johnson, Eric Bache, Trond Andersen și Riise la mijloc, Solskjær și Cariu în atac. Sunt numai puțin de 6 jucători din campionatul Angliei în primul 11 norvegian. Ljubos Mikel, arbitrul slovac, va conduce această partidă. Lovitura liberă destul de ușor acordată de arbitrul Mikel. Și fază delicată pentru echipa noastră. Se bate pe jos, Vara îl salvează pe Lobon, faza încă nu s-a încheiat. Lobonț intervine acum la picioarele lui Henning Berg, putem plega pe contraatac. Adrian Ilie cu o lansare către Mutu, Mutu în duel cu Basma, Mutu controlează balonul, ajunge foarte bine, Mutu este depozedat. Ce ocazie au avut norvegienii, sunt momente extrem de grele, doi adversari cu mingea la picior, frumos exemplu de tehnicitate, minge în adâncime acum pentru Mutu. Mutu stopează, l-are pe Henning Berg lângă el. Poate combina cu contra care este în dreapta. Mutu preferă de unul singur. Centrează acum pe jos. Și gol! Nu! Incredibil! Nu, incredibil! Ce ocazie a ratat Ganea! Vai de mine, ce minge a fost asta! Uluitor! Iată centrarea lui Mutu. Frode Olsen intervine la mingea trimisă de al din apropiere și apoi boxează din fața lui Șoavă. Norvegianul repune de la margine, foarte lung, Rădoi respinge Riise din nou, balonul care ajunge la Pancu, cere mingea Mutu în diagonală, primește balonul, Ganea preia această minge, vine în partea cealaltă, Șoavă, Ganea a scăpat cu portarul, Ganea gol! Gol, 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 gol! Minutul 64! 1-0 și toate păcatele lui Ganea din meciul ăsta au fost iertate. Jucătorul nostru a rămas miraculos la minge. Iată, trecând în primul rând de Berg, apoi de Bergdolmo. O privire, portarul nu poate apăra colțul scurt și România conduce cu 1-0. Dar să nu uităm și pasa excepțională pe care a dat-o Mutu dintr-o poziție foarte dificilă. Bravo, Ionel Ganea, atenție mare în defensivă. 25 de minute până la sfârșitul acestei partide. Conducem cu 1-0 pe stadionul Ullevaal din Oslo. Iordănescu face același lucru ca și noi, își consultă cronometrul. Trei cartonașe galbene pentru jucătorii noștri, niciunul pentru norvegien până acum. Foarte bine a respins Chivu. Ar fi trebuit, cred eu, un fanion ridicat de la margine. Este penalti pentru Norvegia, incredibil. Este penalti pentru Norvegia, Mikel spune că a atins un jucător de-al nostru balonul cu mâna. Eu cred că este mâna Cariu, lui Cariu. Cariu a fost acolo. Este Cariu cel care a făcut hand și un cadou mare făcut de acest arbitru din Slovacia. Un cadou imens făcut Norvegiei. Din nou arbitrii ne creează probleme. Penalti în minutul 77 pentru norvegieni. Solskjær are mingea în mână, el cred că va executa penaltiul. Chivu stă de vorbă cu Cariu. Probabil că îi spune, dacă erai un pic corect, recunoșteai, dar ce mai contează, corectitudinea mingea este prea mare. Solskjær, 1-1.
Bineînțeles că jucătorii noștri sunt supărați, jocul este reluat între timp. Un penalti, același arbitru care i-a dat galben pentru Rădoi, care a mișcat mingea după ce jocul a fost întrerupt, tolerează aceste trageri de timp și fluieră, sfârșitul unui meci trist, un meci urât, un arbitru care are o mare nevoie de ochelari. Asta vrea să-i spună contra, un egal mincinos, dar să nu mai dăm pe arbitrii, Vlad, pentru că iar o să ni se spună că inventăm scuze. Dacă se confirmă că penaltiul n-a existat, atunci acest arbitru nu mai are ce să caute pe lista FIFA, pentru că mi-aduc aminte de Lugos Mihel, care a mai stricat o finală de campionat european rezervat echipelor de tineret în 1998, când pur și simplu i-a masacrat pe greci. Televiziunea norvegiană nu prezintă faza penaltiului, probabil că are motive. Norvegia-România 1-1, au înscris Ganea și Solskjær, un rezultat care face ca în acest moment clasamentul să arate în felul următor. Norvegia are 11 puncte, România 10, Iordănescu rămâne neînvins în deplasările oficiale, iar nouă nu ne mai rămâne decât să sperăm că bosniacii ne vor mai ajuta odată, iar apoi totul se va juca la Copenhaga.